Vaccinarea obligatorie a mai multor categorii profesionale le stârnește mânia grecilor. Nemulțumiți, aproape 5.000 de oameni au ieșit în stradă în cele mai mari orașe din țară. La Atena și Salonic, manifestațiile au căpătat accente violente. Proteste au avut loc și în Franța, acolo unde guvernul a decis introducerea unui permis sanitar. Trei mii de oameni au protestat în centrul Atenei chiar în ziua în care Parlamentul Elen a votat o lege prin care obligă angajații centrelor de bătrâni să se vaccineze. Mulți dintre manifestanți au fost clerici, cu icoane și cruci uriașe în frunte. Preoții au chemat oamenii stradă. În momentul în care protestatarii au început să arunce cu pietre în polițiști, oamenii legii au intervenit în forță. Aproximativ 2000 de oameni au protestat și în Salonic, al doilea cel mai mare oraș din Grecia. Sute de oameni au ieșit și pe străzile Parisului. Introducerea unui permis sanitar care condiționează accesul oamenilor în mai multe locuri publice a fost principala nemulțumire a manifestanților. Oamenii au protestat și față de decizia executivului care îi obligă pe medici să se vaccineze. J'ai plus de travail, j'ai 48 ans, je vais pas refaire une reconversion professionnelle, j'en ai plus la force. Donc ils n'ont pas mal licencié, je m'en fous. Ils n'ont pas mal licencié, ceux qui veulent pas se vacciner n'ont pas mal licencié. Manifestația anti-vaccin a avut loc și în orașul francez Chambéry. Aproximativ 200 de oameni au pătruns în sediul primăriei și au dat jos mai multe portrete ale președintelui Emmanuel Macron. Și guvernul italian ia în calcul introducerea unui certificat sanitar similar celui din Franța. Măsura ar putea deveni realitate încă din luna august.